Voleibaliștii de la VCML PS Piatra Neamț au pierdut cu 0-3 partida de luni seară de pe teren propriu cu Tomis Constanța din etapa 18-a Divizia 1. Elevii lui Dan Gabriel și Nicu Buruș nu au emis pretenții în fața campionilor decât în primele două seturi cedate la 20 și la 22. În actul al treilea, Tomis a câștigat cu 25-13 și a provocat astfel cea de-a patra înfrângere consecutivă cu 3-0 formației din Piatra Neamț. N-am rezistat astăzi decât două seturi când am jucat ceva volei, setul 3. Odată cu accidentarea lui Peter, n-a reușit să gestionăm cum trebuie construcția atacului și după aia a căzut și primirea. O victorie foarte clară a celor de la Constanța, 3-0, rezultat normal, ținând cont și de valoarea formației constanțene și de experiența pe care au acești jucători. Miercuri, Volei Club joacă în deplasare cu Municipal Zalău, iar sâmbătă pe teren propriu cu Steaua, un meci foarte important pentru situația echipei din clasament. E vorba de abordare, e vorba de ziua jocului și de felul cum o reuși să gestionăm noi problemele care țin de joc. Cam scurt. Exact. Foarte scurtă, în momentul în care se joacă de la 3 zile, vă dați seama că nu este timp de niciun fel de pregătire. Și mai mult de menținerea și de pregătirea următorului joc. După eșecul de luni, VCML PS Piatra Neamț a rămas cu 16 puncte și este în continuare pe poziția 10 în clasament.